Da, îi dăm drumul cu geometria. Geometrie. Aici trebuie să vă anunț că la o problemă de geometrie putem sta și o oră. Și mai lăsăm și pe ora cealaltă. Deci, la problemele de geometrie ne așteaptă surprize. Geometria rămâne un lucru foarte interesant. De aceea, ne prindem foarte repede. Da, sigur. Viteza cu care ne prindem depinde timpul pe care îl alocăm. Nu? Sunt mărit direct proporțional, apropo de ce am făcut mai devreme. Deci, problema 14 de la 132. 14, da? Da. În triunghiul ABC. Deci, în triunghiul ABC, dreptunghi în A. Deci, măsura lui A egal cu 90 de grade. Da. Cu AB mai mic decât AC. Segmentul AB, da? Segmentul AB mai mic decât AC. Mediatoarea laturii lui BC. Duce mediatoarea, nu? Da. Mediatoarea laturii lui BC intersectează segmentul AC. Mediatoarea laturii lui BC. Da. Intersectează AC. Hai să notăm cu ceva mediatoarea. Ce știți despre mediatoare? Ce este mediatoare? Hai să desenăm triunghiul. Da. Începem cu desenul ca să putem urmări. Deci este vorba de un triunghi ABC, dreptunghic în A. De regulă așa notăm triunghiul cu vârful A în sus. Da? Deci ăsta e 90 de grade. A. Latura AB mai mic decât AC. AB. Ia uitați, am și luat AB. Și AC. AB e mai mică decât AC. Mediatoarea lui BC. Perpendiculară pe acel segment constituită mijlocul lui. Perfect. Perpendiculară pe mijlocul segmentului. Deci luăm în mijlocul lui BC. Notăm M. M, mijlocul. Ducem perpendiculara pe mijlocul lui BC, dreapta D. Da? Deci o să spunem că M, ca să vorbim de mediatoarea lui BC, fie M aparține lui BC, segmentul lui BC, dar așa fel încât M să fie la mijloc. Nu scrie M mijloc. Scriem că M complet cu MC. Da? Da. Așa încât BM congruent cu MC. Deci M mijlocul lui BC. BM congruent cu MC. Deci în M și dreapta B. Și acum dreapta D e perpendiculară pe BC. D intersectează BC egal punctul M. Și cu asta am vorbit de mediatoarea în cuvintele, în modul ăsta de scriere, am vorbit de mediatoarea lui BC pe care am notat-o dreapta D. Da? Am tradus că M e la mijloc și că D e perpendiculară pe BC și că D intersectează BC chiar în M. Perpendicul. Da, problema zice că mediatoarea latului BC intersectează latura AC în M. Atunci notăm noi punctual. Nu? Cu N. Cu N, tot ce am vorbit pe aici. Rămâne. N. N, ca să ne încadrăm. Deci notăm N. Revenim aici la notație, că n-am știut până la capăt cum a notat autorul. Egal cu punctul N. Și că D intersectează pe AC egal cu mulțimea formată din punctul M. E limpede, da? M. Mai departe. Notăm. BM intersectează CN în punctul B. BM intersectează pe cine? Pe CN. Pe CN. CN. Păi nu se poate. BM pe CN.
Deci notăm. BM intersectat cu CN egal punctul P. BM cu CN. Păi BM cu CN, că B era pe... B era... Nu este pe BC. Ia să vedem. Între unghiul ABC, dreptunghi cu mâna, da. Cu AB mai mic decât AC. AB mai mic decât AC, da. Mediatoarea laturii lui BC intersectează AC în M. Și dreapta AB în N. Și dreapta AB, asta e altă poveste. Deci dreapta AB, nu mi s-a dus până la capăt. Deci nu N. Deci nu-i nici N. O. O. O, ca să fie în mijloc. Mâșii n-au intrat în problemă de așa. Am înțeles. Da? Deci, AB intersectează această perpendiculară în punctul care a spus aici, în punctul N. Da? AB în N, da. O reluăm încă o dată. Corect. Din păcate, n-am citit-o până capăt și punctele M și N au pus deja în problemă. Corect. Și atunci, spunem că e vorba de punctul O, care e mijlocul BC, BO, congruent cu OC, în punctul O intersectează, D intersectează pe AC, AC în punctul M, și tot D intersectează pe AB, AB, și dau punctul N. Da? Acum am refăcut. Da. Punctul N, da? Da. Corect. Deci notăm BM intersectat cu CN. BM intersectat cu CN, uite așa. BM cu CN egal cu punctul P. Punctul P. BM intersectat cu CN egal mulțimea formată din P. Știm că AB congruent cu AN. Știm că AB congruent cu AN. AN. Segment. Deci AB de cât AN? Da. AB. Se arată că B plus congruent cu AN. Să se arată că B este concluzia. Deci până aici a fost ipoteză. Concluzia să arătăm că B este mediatoarea laturii CN. B mediatoarea laturii CN. Adică ar trebui ce să arătăm? Ca BP să fie mediatoarea lui CN? Să luăm triunghiuri. Asta înseamnă că NP trebuie să fie congruent cu PC. NP să fie congruent cu PC și să fie și la mijloc. Da. Deci ca să fie mediatoare a unui segment, trebuie să fie perpendiculară pe mijloc. Deci noi avem de arătat că aici, asta e cât asta și că asta este 90 de grade. Cu alte cuvinte că și BP mediatoare. Asta e la mijloc și calitate de mediatoare a lui BP. Chiar asta ne sugere. Că e BP mediatoare. Mediatoare. Trebuie să ne gândim. Păi mai trebuie să ne gândim, ca să scriu și o problemă. Da. Haideți să ne facem un plan de lucru. Să vedem? Să vedem mai întâi ce ne dă autorul. Să reținem toată ipoteza. Deci un triunghi dreptunghic, nu degeaba. Sigur, da. Putea spune un triunghi oarecare. Ne anunți că e triunghi dreptunghic. Adică unghiul de aici 90 înseamnă că și ăla altul de 90. Când am dus-o pe asta în prelungire și unghiul, cum se cheamă asta, adiacent, suplimentar, împreună fac, împreună cât fac? Fac 180. Deci cele două unghiuri sunt congruente, 90-90. Înseamnă că CA pică perpendicular pe AB. Corect. Și segmentele alea sunt și egale. Și când sunt egale, păi ce este CA în triunghiul meu? Imediatoare. Ce? Imediatoare. Corect. Miruna, Andra și cu Ana. Anca. Anca. Atenție, ce tare e chestia. Deci, noi nici nu ne-am apucat să gândim vreo strategie, dar deocamdată vrem să înțelegem bine ipoteza problemei
Da? Să înțelegem ipoteza. Și am pornit la lucru. Se dă un triunghi dreptunghi. Și am zis, nu degeaba. Și acum ne-am oprit aici. Și insistăm pentru că nu degeaba. Dacă e din 90, suplimentul e tot din 90. Deci, vecinul său adiacent e tot din 90. Și fiindcă asta e cât asta, mai mers mai departe și avem ca A, B, cât anume, nu degeaba. Și atunci, într-un triunghi, în B, N, C, o vedem pe C, B, C, A, în calitate de mediatoare. Da? Am surprins-o în calitate de mediatoare. Tot în triunghiul N, B, C. Ce este N, O? Mediatoare, nu? Mediatoare. Pentru că e perpendiculară pe mijloc. Și iată că în triunghiul BMC, în triunghiul BMC, Andra, în triunghiul BMC, avem o dată CA mediatoare, N, O mediatoare. Ele s-au întâlnit într-un punct M, adică asta, așa ne spus problema, taie pe AC într-un punct M. Și cea de-a treia care trece prin M este și în calitate mediatoare. Este concurența mediatoarelor. Deci ori de câte ori se întâmplă. Super. Să avem deja două mediatoare care s-au întâlnit într-un punct. Cea de-a treia care trece pe acolo e tot mediatoare. Pentru că știm bine, punctele de pe mediatoare au calitatea de a fi la egală distanță de capetele segmentului. Adică M, B cu M, C sunt congruente. Că sunt pe mediatoare, M pe mediatoarea, cu i-am spus, M, B, pe M, C, pe mediatoarea lui din M. Da. Construită de noi. Corect. Deci M, orice punct de pe mediatoare, e la egal distanță de capăt. Cum C, A, e mediatoare, atunci și M, B, e cât M, N. M, B, e cât M, N, pentru că e la egală distanță de capăt. Iată, M, C, egal cu M, B. M, B, e cât M, N. Nu cumva M, N, e cât M, C. Da. Din transitivitate. Corect. Și dacă punctul M e la egală distanță de capetele segmentului N, C, înseamnă că e pe mediatoarea acestuia. Și M, B, M, B, e și A mediatoare. Termina problema. Încă o dată insist. Planul de lucru, copii. Planul de lucru. Deci, nimic nu-ți dă autorul ca informație degeaba. El îți dă izgârcit, cel mai izgârcit cu putință. Îți dă minimul de informații, încât tu să începi să raționezi, să judeci, pe baza tuturor cunoștințelor de până acum, și să poți da răspunsul corect. A arătat că BP imediatoare, BP care trece pe M, a zis, BM, o prelungim pe BM, până intersectează pe CN într-un punct P. Arătați voi că și asta e mediatoare. În triunghiul care? În NBC. Da? Nu ne spune NBC, dar noi l-am prins. L-am descoperit că el a umblat așa și tot ne-a construit câte fragmente, să spun din raționament, ne-a oferit posibilitatea să le legăm noi și spunem așa. Ne spune că am dus o mediatoare pe BC. Toate punctele de pe mediatoare, indiferent unde, și mai jos, și mai... toate sunt la egală distanță de capete. Asta e calitatea. Mediatoare e formată din toate punctele din plan, situate la egală distanță de capul de segment. Mai, în a doua etapă, nu ne spune că e vorba de ce a mediatoarea lui NB. Da. O face foarte elegant spunând așa. Știți ce? Triunghii dreptunghii aici. Da. Adică ne spune... Iată că e perpendiculară. Da. Și, și
Îți mai dau ceva, că abia ar fi cât a M. Adică, imediatoare dacă e perpendiculară pe mijloc. Înseamnă că și toate punctele de pe mediatoare, de pe latura aceasta, AC, sunt mai egal distanță de capete. Adică, CN ar fi cât CB. Da? Adică triunghiul ăsta, ce fel de triunghi este așa? CNB. Numai când vorbim din mediatoare. Isoscel. Este isoscel. Când vorbim și din mediatoarea asta, iarăși isoscel, da? Deci triunghiul este echilateral în final. În final e echilateral. Sigur că da. Sigur că da. Da. Acum, el vine și spune, arătați voi că și asta e tot mediatoare. Păi simplu că fiindcă trece prin mâini intersecția două mediatoare, spuneam eu, și cea de-a treia e tot mediatoare. E tot teorema, nu? Da, sigur, concurența mediatoarelor. Mediatoarele unui triunghi sunt concurente. Într-un punct, acesta M este cel deștept încât e egal la distanță, încât M, B, încât M, N, încât M, C. Sunt raze în cercul care trece. Dacă puneți compasul aici și trasați un cerc, trece sigur prin B, N și C. Da? Centrul cercului, să scrie centrul cercului, circumscris. Hai să scriem chestiile astea. În orice triunghi, în orice triunghi, mediatoarele sunt sunt concurente, adică se întâlnesc în același punct. Sunt concurente, în paranteze, se întâlnesc în același punct. Asta înseamnă concurente, da? Numit centrul cercului circumscris triunghiului. Centrul cercului circumscris. 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 Adică vorba de cercul care îl include pe triunghi. Triunghiul este în interior, cercul e pe afară. Da, corect. Da? Centrul cercului circumscris. Triunghiul. Dacă avem, anotați, dacă avem intersecția două mediatoare, dacă avem intersecția a două mediatoare, cea de-a treia, care trece prin concurență, punctul de concurență, cea de-a treia, dacă avem concurența a două mediatoare a unui triunghi, cea de-a treia este tot mediatoare. Din faptul că concurența lor este rezolvată, cea de-a treia e tot mediatoare. Toate punctele, mai notați și asta, toate punctele de pe mediatoare, toate punctele de pe o mediatoare a unui segment, toate punctele de pe mediatoare a unui segment, au proprietatea de a fi la egală distanță de capetele unui segment. Au proprietatea de a fi la egală distanță de capetele acelui segment. Toate punctele de pe mediatoare a unui segment au proprietatea de a fi la egală distanță de capetele acelui segment. Adică, dragilor, deci dacă am segmentul RT și duc mediatoarea exact pe mijloc, toate punctele, indiferent ce punct, toate punctele acelui segment, toate punctele de pe mediatoare au proprietatea de a fi la egală distanță de capetele acelui segment. Deci, dacă iau un punct P1 aici și unesc pe P1 cu el și P1 cu T, voi putea demonstra foarte ușor că P1 el egal cu P1 T. Cum? Știu că e mediatoare asta. Adică e perpendiculară pe mijloc. Deci, știu că O este cât O T. Știu că unghiul ăsta e de 90 grade.
Cele două triunghiuri sunt congruente. Da. Adică foarte ușor să arătăm cele două triunghiuri sunt congruente, pentru că au P1 O comună, O, R, O, T, și asumi sistemul cazul cu catetă, catetă. Și ele sunt congruente și atunci pe unul. Și pe unul el este că pe unul T. Corect. Dacă îl unesc produc pe unul mai sus sau mai jos, tot același lucru. Corect. Oriunde m-aș duce cu P, Ani. Da? Ce s-a întâmplat? Ești un pic... Nu ești neatent. Ce s-a întâmplat cu tine acum? Nu mai ești atent. Te doare ceva, nu? Mâna, ce s-a întâmplat? Poftim? Puțin un pic mâna, da? Te, la, cred că la hamba. Este cumva de la hamba, nu așa? Nu. Nu? Bine. Hai să ne întoarcem. Hai să ne întoarcem la lecții, să fim atenți. Tocmai cât tu n-ai fost cu noi, ne-am arătat următorul lucru. Că toate punctele de pe mediatoare sunt la egală distanță de capetele segmentului. Unde m-aș duce? Mai sus, mai jos. De aceea, se spune că mediatoarea este formată din mulțimea punctelor din plan care sunt situate la egală distanță de capetele unui segment. Deci, voi știți că mediatoarea înseamnă perpendiculară pe mijloc. Definiția, da? Da. Dar mai există și o altă definiție. Asta care vă spun acum. Mediatoarea este mulțimea tuturor punctelor din plan situate la egală distanță de capetele unui segment. Scriem chestia asta. Mediatoarea unui segment înseamnă mulțimea punctelor din plan situate la egală distanță de capetele unui segment. Aveți două definiții acum. Mulțimea punctelor din plan, adică din toată suprafața din plan, mulțimea punctelor din plan, situată la egală distanță de capetele unui segment. Deci despre definiția mediatoare, doar reținem acum două variante. Perpendiculară pe mijloc, la egală distanță de capetele segmentului. Este o definiție foarte dragă sufletului meu, poate numi definiția dată sub formă de loc geometric. Deci locul geometric al punctelor situate la egală distanță de capetele unui segment este mediatoarea unui segment. Da? Să formulăm ultima variantă asta care v-am dat-o acum într-un limbaj mai plăcut urechii și mai matematic. Sună așa. Locul geometric al punctelor din plan, situate la egală distanță de capetele unui segment, în loc să spun mulțimea punctelor din plan situate legal, am intervenit și am notat asta mulțime cu această mulțime cu locul geometric, da? Locul geometric al punctelor din plan situate legal distanță de capete de un segment poartă numele de mediatoarea acelui segment. Și acum, ca să vă disting un pic, că v-ați încordat cu atâtea definiții care le-am dat despre mediatoare și așa, locul geometric al punctelor din plan, situate la egală distanță de capetele unui segment, poate numi mediatoarea acelui segment. Vă rog să mă surprindeți pe mine, cu ani în urmă, mulți, foarte mulți, absolvent al liceului din Podul Turcului, cel mai slab liceu unul din cele mai slabe licee din județ, absolvent al acelui liceu, se întâmpla asta în, ia să văd în cât se întâmpla, în 71. Și hotărât să dau la Facultatea de Matematică, la Iași. Nu ajunsesem niciodată în Iași. Și m-am trezit într-una din dimineți să plec la Iași.
De unul singur se înțelege, fără niciun sprijin. Un copil dintr-un sat de undeva din Podul Turcului, se cheamă Lăvănești, Crușelul, satul meu. Și am ajuns acolo, cu peripeții, o poveste lungă, interesantă. Am ajuns noaptea pe peron, la ora 1 noaptea, în Iași. Și nu știam, nu cunoșteam pe nimeni. Și mă tot plimbam în sus și în jos. Și odată privirea mea a căzut pe un, cum se spune, un afișaj de acesta, în care erau diverse aspecte din Iași. Universitatea Alexandru Iacuza, nu știu ce, nu știu cum acolo. Mai multe lucruri. Și tot mă uitam la aici, la universitate, trebuie să ajung. Eu mă gândeam. Cum o ajunge? Ce se întâmplă? Eram ca pe lună. Era pentru prima dată când ajungeam în acest oraș. Și atunci a apărut lângă mine un bătrân. Și zice, tinere, ce faci? Cum te uiți? Ce cauți? Te văd trist. Te văd îngândurat. Da, sunt îngândurat pentru că prima dată când am România și nu știu la ce, știu că vreau să dau la facultate de matematică, dar nu știu unde este universitatea, nu știu nimic. S-a întâmplat la Crasna că a fost linia ruptă și de la Bârlad, a trebuit să mergem cu autobuzul până Vaslui, s-a făcut un alt autobuz și așa am ajuns noaptea la 1 noapte. Și știi ce? Uite că eu nu am am timp la 3, am eu un tren, la Pașcan, am înțeles că se ducea bătrânul mare. Eu am timp suficient. Hai să-ți arăt orașul. N-am stat pe gânduri, dar pe moment am zis, ce știu eu bătrânul ăsta, ce gânduri are. Și închipui că eu am bani asupra mea și eu n-aveam decât câțiva bănuți ca să pot să mă cazez și să stau câteva zile. Și o fi având de gând să întind de vreo cursă. Și zice, am mai stat eu un pic de vorbă, așa cât mi-am putut de-a da seama, am înțeles că era un om bun și chiar vrea să mă ajute. Și așa am plecat cu el, nu mi-am luat geamantana, am plecat cu el, am urcat spre Universitatea Alexandru Iacuza. Cine știe la gară de acolo, să merge pe la Râpa Galben, cum să spunem așa, să ajunge acolo la universitate, când am ajuns surpriză mare. Acolo în poartă, la aeroport am ieșit și am ajuns la el, parcă era fratele meu sau tatăl meu. Și am spus, știți, eu vreau să dau la facultatea de matematică și m-am sosit acum și n-am unde să dorm. Din nou cu acei tinere, o să stai pe aici într-un anfiteatru până mâine dimineață, uite că aici am un anfiteatru, te gazez, stai și tu așa, pe bancă, întins. Și așa am ajuns cu bătrânul din nou la gară și mi-am mulțumit pentru gestul lui făcut și a zis, nu te las singur. Noaptea nu te las eu singur acum, încă mai avem timp. Hai că te însoțesc, geamantanul acela cu 12 cărți și cu Temir Cernel, 12 cărți toate de matematică, toate cu mine. Era greu să zic așa. Nu, mergem amândoi. Așa m-am mers la două oare cu el. Cu lacrimi în ochi, nu știam cum să-i mulțumesc pentru momentul acela când m-am despățit. Îmi pare foarte rău că ne-am luat numele. Ar fi trebuit să mă duc peste an la el, să-l caut. N-am făcut asta. Și atunci am rămas acolo. Dimineață, în sfârșit, portarul a stat pe o bancă în anfiteatru, exact. A studenților acolo, nu, la drept chiar, nu așa, acum îmi amintesc foarte bine anfiteatrul acela. La ora 5 eram deja la Justin acolo, unde se făcea vizita medicală. În sfârșit, am stat până la ora 1, aveam înscrierea complet și aveam repartiție la Popovul, într-un camin acolo. Ei, dragilor, am uitat să vă spun că în toată perioada atât de tensionată, eu am uitat să beau măcar un pahar de apă. De dimineață plecând din Podul Turcului, până a doua zi la oră, nu băusem nici o cană de apă. Așa că, flămând cum eram, am mâncat și m-am dus acolo, m-am odihnit și până m-am apucat de învățat. Ce mi-am amintit eu acolo? Că
În timp ce noi toți acolo, studenții, viitorii studenți, discutam între noi fel de fel de probleme, la un moment dat vorbeam despre locuri geometrice. Probleme de loc geometric. Eu nu am auzit niciodată. Deci niciodată nu știam ce înseamnă probleme de loc geometric. Iată o primă problemă de loc geometric, definiția mediatoare. Este locul geometric al punctelor egal de pătrate de capetele unui segment. Sau cercul. Este locul geometric, este mulțimea punctelor din plan care sunt egale de pătrate de un punct fix. Ocazia asta mi-a oferit acum amintirea din urmă și am vrut să vă introduc noțiunea de aceasta de loc geometric, pe care eu n-am aflat-o decât atunci pe holurile căminului studențesc de acei discutau între ei. Vedeți? Dacă nu se spun niște lucruri la timp, dacă nu se spun de timpuriu, sfârșești până ajunge și eram destul de stresat și mă întrebam ce caut eu acolo când aceștia știu atâtea lucruri. Eu ce-i fiu căutând? Dar, cu ajutorul Dumnezeu, am reușit. Eram nouă într-o cameră și după scris am rămas doar doi. Iar și la alte facultăți, dar vreau să vă spun care a fost ponderea. Din cei nouă, doar doi am rămas. Școlarul a avut o problemă. Era bun în viață. Nu. Este vorba de maturizare de timpuriu făcută. Să știți că... Singur, absolut. De ce vreau să spun? Când uneori am atras atenția asupra modului în care trebuie purtată discuția cu copiii, am spus, este nevoie să știm să pupăm prin somn. Este știința asta care invită la maturizare. Altfel, dacă tot timpul stăm în spate și tot timpul oferim și tot timpul așa, el crede că tot timpul va fi ceva sprijin. Ori nu se întâmplă așa. Se întâmplă în momentul în care părinții nu mai pot să sprijine copilul și trebuie să aibă puterea să meargă mai departe. Așadar, hai să întoarcem la problemă. Că trebuie să scriem demonstrația, da? Acum începe. Deci nu mai am discutat problema. Dar n-am scris nimic. Nu. Deci demonstrație. Ce spunem la demonstrație? Mai avem, avem așa. Că AB este cât AN, nu? AB congruent cu AN. Da? AB congruent cu AN. Unghiul A este de 90 grade. Așa. În triunghiul NBC, triunghiul NBC, trebuie să spun aici, da? Da. În triunghiul NBC. Da. AB congruent cu AN. Așa. În triunghiul NBC, AB congruent cu AN. E de unde știm asta? Din ipoteză. Ce? Mai avem că CA perpendiculară pe BN. Atunci ce rezultă din cele două dacă e perpendiculară pe mijloc? Ce calitate are CA? CA e mediatoare. Așa, rezultă că CA e mediatoarea cărui segment. Mediatoarea semnului segmentului BN, putem să-l punem așa, cu capetele luate, adică și B și N luate. Mediatoarea lui BN. Pe de altă parte, ce este NO pentru triunghiul NBC? Tot mediatoare. Deci N-O mediatoare pentru segmentul BC, da? BC. De unde avem asta cu mediatoare segmentului BC? Din ipoteză, sigur. Ce mai știm? Că N-O se intersectează cu CA în punctul 1. Deci notăm NO intersectează CA egal mulțimea formată din punctul M.
Asta înseamnă că... că... cele două mediatoare s-au întâlnit, cum vezi, în punctul M, înseamnă că cea de-a treia, adică BM, BM, că prin M trece, trebuie să punctăm că trece prin M. Da. Vedeți că BM este perpendiculară, nu? Pe mediatoarea... mediatoarea. Da. Este mediatoarea pe AC. Mediatoarea lui... nu, nu AC, nu AC, adică lunice. Așa, nu. Așa, imediatarea rândă cât. Păi și de aici, dacă băm imediatarea rândă cât, atunci... am terminat problema. Și după. A, da. Păi, deci BM sau BP, deci BP. Poți să spui BP, acum mediatoarea cât. Mediatoarea rândă cât. Și terminat problema. Ce repede. Sigur, dacă am avut cunoștințele puse la punct. Nu degeaba v-am spus să scriu toate treburile acelea, da? Și sigur că triunghiul acum BCN, dacă vrei să continuăm un pic mai mult, triunghiul BCN este echilateral. Da? BCN. Putem spune BCN echilateral și că M este centrul cercului circumscris. Scrie și chestia. M, centrul cercului circumscris triunghiului cărei. Triunghiul B, că... centrul cercului circumscris. Adică, spuneți în cuvinte, în paranteză, că cercul trece prin punctele BNC. Da? Cercul trece prin punctele BNC și că... prin punctele BNC. Deci cercul trece prin punctele BNC. Hai să vedem. Avem 7 plăi. De la pagina 132. Deci 17, da. De la pagina... 132. Prin mijlocul M al segmentului AB... da. Prin mijlocul M al segmentului AB, AB se duce dreapta D, care nu-i perpendicular pe AB. Deci, să încercăm mai să schițăm. Și când vom vedea, n-am inteles. Da. Vom un segment AB. De segmentul AB. Prin mijlocul IEMA lui AB, ducem IEMA lui AB, ducem un or dreaptă, cam nu-i perpendiculară pe AB, adică o ducem un pic cu oblică. Or dreaptă D, care nu-i perpendiculară. Da. Fie A, P, perpendiculară pe D. Fie A, P, A, P, perpendiculară pe D. Deci din A, cobor o perpendiculară și notăm cu P aici. A, P perpendiculară pe D. Și BQ perpendiculară pe D. Adică din B și din Q ducem perpendicular. Q aici, da? Da. P și Q pe dreapta D, zice problema. Da. Prin M construim CD. Perpendicular pe PQ. Prin M construim CD perpendiculară pe PQ. Deci, prin M, încă o dată, prin M construim CD perpendiculară pe PQ. Prin M perpendiculară pe PQ. PQ. Deci așa, practic ar fi o paralelă cu, cu cele două. Și pe A și pe B. Da? Da. O paralelă. Când, dacă asta e BQ perpendiculară, AP perpendiculară, cum ar duce paralele? Da? O paralelă prin M la BQ sau AP. Arătați că AQ, AQ, să arătăm că AQ, o îngrijit cu BP. Cu BP? Da. Păi aici nu se oprește nicio. Și că CD este mediatoarea lui PQ. Deocamdată să arătăm asta. Asta, da? Deci, hai să scrim ipoteza. Adi, din ipoteză, ce știm noi? Păi din ipoteză știm că... o, să vedem că... D?
nu este perpendiculară pe AB. Nu e perpendiculară. Dar și că... CD-ul ăla nu luăm, domnul profesor? Care? CD-ul ăla. CD perpendiculară pe PQ, le notăm? CD pe PQ, așa, C și D sunt acolo? C și D, da. Fie CD dreapta, CD, da? Hai să spunem C aici și D aici. Dreapta CD, care trece prin M, perpendiculară pe, pe D. O să vedem în data. Da. Ipoteză, nu? În ipoteză avem că dreapta D nu e perpendiculară pe AB și că M e la mijloc, trebuie să precizăm. M, AM, AM, congruent cu M, B. AM congruent cu M, B. Și că dreapta D intersectează AB, mai avem și asta, că D intersectează AB, egal cu mulțimea formată din punctul M. Da? D intersectează AB, egal cu mulțimea formată din punctul M. Avem că AP e perpendiculară pe D. Mai adăugăm, nu? Da. AP e perpendiculară pe D. BQ perpendiculară. BQ perpendiculară pe D. Ce lucru mai am aici? CD perpendiculară. Și CD, hai să zicem, și CD e perpendiculară pe, pe D, pe D. Nu? PQ. PQ, zice problema. PQ, dar ca e D. Da, ok. PCD sau pe, pe PQ sau pe dreapta D. Și trece prin mijloc, adică CD intersectează dreapta D egal cu punctul M. Da? Deci CD e duse perpendicular pe așa ceva. Și acum, în concluzie, ce ni se cere să arătăm? AQ, segmentul AQ. Așa, AQ. Congruent cu BP. Congruent cu BP. B, B, P, la A, da. Și B. CD mediatoarea lui PQ, segmentului. CD mediatoarea segmentului PQ, nu? PQ. PQ. CD. CD, da. CD, că ai dus-o perpendicular, da. Dar nu știm că e la mijloc. Am dus-o perpendicular, nu? Da. Dar nu știm. Adică ar trebui să arătăm că MQ este cât MP. Asta s-ar ascunde. Că dacă e perpendiculară pe mijloc, atunci imediat are. Că e pe mijloc, știm. E, nu, că e, pe, că e perpendiculară, știm. Dar nu știm că e mijloc. Corect. Deci ce ar trebui să mai arătăm? La punctul B, eu aș traduce punctul B altfel. Corect. În loc să spun că CD e mediatoarea lui PQ, spun că PM este cât MQ, că perpendicular este. Și perpendicular pe mijloc înseamnă mediatoare. Da, corect. Deci, la punctul B, hai să notăm noi într-un alt mod, că M, MQ congruent cu MP. Asta ar trebui să... Da. MP. Repetăm problema. Miruna, te rog să o repeți. Avem că trebuie să arătăm că... Mai întâi, hai să luăm, ce, ca să înțelegem bine, ipoteza. Ce avem? AM e congruent cu MB. Da, deci mâini în joc. Da, AP perpendicular pe dreapta D. Așa, dreapta D nu e perpendiculară, nu? Da. Deci e clar. Dacă ar fi perpendicular, ce s-ar întâmpla? Nu, ce s-ar întâmpla dacă dreapta D ar fi fost perpendiculară pe AB? Deci o avut... Ea era mediatoare și acum perpendiculară din A pe dreapta D nu mai pica. Pe U n-ar fi mai fost aici. Unde ar fi fost pe U și Q? Întrebarea. Deci unde ar fi fost pe U și Q dacă asta ar fi, pe, ar fi fost perpendiculară? Ia gândiți-vă așa. Când duc perpendiculară din A, ar fi fost chiar în M. Da. Deci AP ar fi coincid cu AM. Da. Atenție! În momentul în care nu e perpendiculară și o oblică, am avut perpendiculară redus.
Dacă ea ar fi fost chiar perpendiculară, când ducem din A perpendiculară pe E, atunci pe coincidea acum. Coincidea chiar acum. Corect. Pe ăsta a fost motivul pentru care autorul ne-a precizat că dreapta D nu e perpendiculară. Bun. Mergem mai departe. BQ e perpendicular pe D. Da. CD e perpendicular pe D. Da. CD intersectat cu D e punctul M. Da. Și ni se cere să aflăm... Hai să ne concentrăm pentru că avem să arătăm că AQ este cât pe B. Păi luăm triunghiurile AQM și PMB. Azi, ia să zic tu. Fie triunghiurile APQ și triunghiul... APQ ai zis, da. Da, și ce... M. Ce este aici, Adi? Dacă este A, B, Q, A, P, Q, ai zis așa? Și atunci aș pricep la acolo. Cu P, B, Q. Cu P, B, Q. Ce poți să spui despre cele două triunghiuri? Ce au astea două? Păi... A, M, cu M, B. A, M, cu A, I, dar nu. Nu le-am luat. N-ai luat cu A, I, n-am luat cu AIM, nu ne-am folosit. Atunci nu te-ai încadrat bine, Adi. Când ai zis triunghiul APQ și QBP, ai ce informații aici? Doar au pe QP comună. Da. Și da, mai avem un chestie. Păi da, hai să luăm pe AIMP. Deci, vezi tu? Și BQ. Tu te-ai dus într-un fel. Gândindu-te că ai nevoie de AQ, ce bine ar fi să vezi un triunghi care se intre AQ, că așa avem de arătat, că AQ e cât pe B, nu? Uitați, AQ e cât pe B. Da, 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 da. Și el s-a dus cu ochiul ca să intre AQ și a zis, hai până în P. Da, da. Și triunghi e dreptunghi pe asta, zice el. Și are dreptate. Dar o secundă, Adi, să vedem dacă poți conduce la țărmentul. El este un triunghi dreptunghic ăsta, celălalt tot un triunghi dreptunghic. Cele două triunghiuri au doar o catetă comună. Și în rest nu. Și nu mai ai nimic deocamdată. Păi avem și o catetă. Hai să o vedem. Dar noi, care unghi ai? O secundă. Să rămâi. Unghi de 90, zice el. Apoi ăla intră natural, că triunghiuri dreptunghice. E vorba de un unghi ascuțit, Adi. N-ai? Apoi aici n-am. N-ai. Atunci nu-ți merge raționamentul. Hai să o luăm pe negru, să vedem ce zic. AQM cu PMB. AQM cu PMB. Cele două triunghiuri. AQ, AQM și PMB. Intră AQ, intră PB. Ce bine că-ți intră. Iar dacă reușești să arăți că cele două triunghiuri sunt și congruente, ești fericit. Și avem AM cu MB. Ai AM cât MB din ipoteză că nu-i mijloc. Triunghiul AM... triunghiuri sunt triunghiuri dreptunghiuri. Nu-s? Nu-s triunghiuri dreptunghiuri. Nu sunt dreptunghiuri. Hai să vedem ce avem. Ai AM cât MB, ai zis bine. Da. Mai avem... Deci, insistăm, avem pe AM cât MB și cam atât, nu? Am unghiul de opus la vârf, că dreapta, deci, adică unghiul ăsta tot așa, e cât ăsta tot așa. Îl citim pe A, M, Q cu B, M, P, ca opus la vârf. Da. Deci, A, M, Q cu B, M, P, ca fiind opus la vârf. Și dacă mai știi și că M, Q... Dacă am ști că și M, M, Q e cât M, P, tocmai e problema la punctul următor. Necunoscută. Greșit. Noi luăm altele. Păi atunci... Care A, Q, B cu A, P, B? A, Q, B... Are și o legătură.
cu A pe B. Are AB latură comună. Are pe AB latură comună. Și ce dacă... Păi da, A, P, M. Dacă luăm pe A, P, M, nu-i dreptunghic, ăla, domnul profesor? A, P, M... E dreptunghic. E dreptunghic. Și cu B, Q... Cu B, Q, M. Păi așa, ba, nu... Nu te-ai dus așa. Nu te-ai dus așa. Tu ai zis tot triunghiul A, P, M. Adi, Adi, recunoaște. Vă recunoaște. Te dus la cine? A, P, Q... Da. Și cu Q, P, P. Dar noi ai lasă că știm noi. Deci, hai să, să ne concentrăm copii, da? Triunghiul ăsta și cu triunghiul ăsta. Deci cele două triunghiuri, e vorba de A, P, M și cu Q, M, P. Probabil că avem șanse, să sperăm noi, să arătăm că triunghiile sunt congruente. Deocamdată au pe A, M, cât M, B. Sunt dreptunghice. Adică ipotenuza A, M cu M, B. A, M e ipotenuză pentru triunghiul A, P, M. Și M, B pentru M, Q, B. Unghiul A, M, B și Q, M, B opus la B. A, M, B cu... A, M, B cu Q. Excelent! Gata, avem. Gata! Suntem în ipotenuză unghi ascuțit. Ipotenuză unghi. Adi, hai să vedem. Vino lângă mine. Acum te vreau. Să fii atent. Deci, mergem în triunghiul care, Adi? A, M, P. Și triunghiul... Nu ți s-a prindit? Dar uite la tot profesor, dacă ți s-a prindit. Nu ți s-a prindit, beculeț. Hai să ne uităm la triunghiul ăla. L-am și hașurat. Deci, triunghiul care... Vlad, Vlad, nu? Vlad. Triunghiul A, M, P. Îl citim? Îl vedem, da? Da. Ăsta așurat. Și cu triunghiul Q, M, B, din partea asta. Ce au cele două triunghiuri? Au A, M, unghiul A, M, nu, deocamdată au pe A, M, ca latură. A, M și cu M, B, din ipoteză. Clar, da? Da. Din 90 de grade. Că am dus perpendicular. Am dus unghiul ăsta de aici, e cât ăsta de aici, din cauza că am dus perpendicular. Și sunt opus la vârf, corect. Și A, M, P. Și A, M, P. Și A, M, P, adică unghiul de ăsta de aici. Unghiul. Dar aici s-a pus la vârf cu Q, M, P. Cu Q, M, P. Suficient. Haideți, v-ai înțeles? Da. Nu, n-am mai fost loc atent. El nu mă las pe nu te convinc. Bă, da. Deci, atenție, Adi. Triunghiul ăsta de dreptunghi și cu Andra. Să zic eu dacă înțeles, nu? Păi să zic eu. Ia să zic eu, domnul profesor. Deci fie triunghiurile, vorbește. Fie triunghiurile A, M, B și Q, M, B. Deci pe asta putem să zicem că au A, M, congruentă cu M, B din ipoteză, unghiul P și unghiul Q de 90 de grade și gata, avem. Nu! Avem doar atât că avem... sunt dreptunghice. Și așa, ipot... și s-au pus la vârf. Cine? Care? Cine? Unghiurile A, M, B și Q, M, B. Bravo! Da. 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 Să te dezinteresat așa și ne păcăliți. Ați văzut că știu? Ba, da, nu vreau cu asta. Deci fie triunghiile, zice-mă. Fie... Începe demonstrația, da? Fie triunghiurile. Adi, vorbește. Da, fie... triunghiurile A, M, P. A, M, P. Și triunghiul Q, M, B. Q, M, B. Despre cele două triunghiuri putem spune că wow. A e congruentă cu M, B. A e congruentă cu M, B. Da. Așa. Din ipoteză. Da, din ipoteză. După aia să zicem că unghiul A, P, M. A, P, M. Măsura. Măsura unghiului A, P, M. A, P, M. Egal cu măsura. Cu măsura lui B, B, Q, M. B, Q, M. Și egală cu 90 de grade. De unde? De grade din ipoteză. Sigur că da.
Așa și acum ăsta unghiul AMP. Așa. AMP. AMP congruent cu triunghiul cu unghiul BMQ. BMQ. Opusă la vârf. Opusă la vârf, sigur. La vârf. Și atunci din ăsta 3, conform cazului de congruență. Cateto unghi. Nu-i cateta ce? Ipotenuză. Ipotenuză unghi. Ipotenuză U, IU. Da. Rezultă că triunghiul luat în discuție. Da, triunghiul AMP. Așa. Congruent cu triunghiul QMB. QMB. Și aici rezultă că toate laturile, toate elementele, toate elementele care nu le-am luat în discuție sunt congruente. Două câte două, adică? Cum ar fi AQ congruent cu BP. AQ? Dar nu, n-ai tu treabă cu AQ. Ce e cu AP. AP cu BQ. AP cu BQ, da, asta, da. AP. Ce se spune? Da, congruent cu, zi, Vlad. BQ. AP cu BQ. Așa. Pe urmă. Aceea. Nu, nu, nu. Și încă la treia latură. Am a fost luată cu mă. M, P cu M, Q. M, P congruent cu MQ. MQ. Subliniem asta, că e foarte tare. Nu cumva este punctul B al problemei? A, păi asta trebuie? Păi asta trebuie să mă. Așa, după aia chiar. Așa s-a întâmplat să fie. Dacă nu ne-am dus pe problema și ne-a ieșit așa, am făcut punctul B. Deci punctul B e făcut. De acord? Da. Și acum putem să ne auzim problemele. Achiu, mă, și pământul. Mai au unghiul cu A, mă? Ca să terminăm povestea, că noi așa ne-am obișnuit. Da. Unghiul P, A, M. Unghiul P, A, M. Congruent cu unghiul. P, A, M. Adică P, A, M. Cu cine? P, A, M. Anca. P, A, M. Cu B, cu cu B, B, M. Cu? Q, B, M. Cu Q, B, M? Da. Pentru că ăsta e 90 cu 90 ati. Ăsta e opus la A. Și urmăs că ăsta sunt congruente al treilea. Deci Q, A, M. Pardon. Unghiul M, A, P. Sau ce am zis eu? P, A, M. Da. P, A, M. Cu Q, cu Q, B, M. Q, B, M. Și cine îmi spune acum ce calitate, dacă unghiul ăsta de aici e cât ăsta de aici, pentru aceste două trepte? Putem să zic paralele la alternele. Alternele interne și le obligă să fie paralele. Da, nu? Corect. Deci de aici și de aici putem trage concluzia că AP, 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 paralelă cu BQ. AP e paralel cu BQ, un lucru pe care îl puteam ști din capul locului. Când am zis perpendicular și perpendicular, sunt paralele acestea. Da? Acum putem la triunghiul APMC. Ei, dragilor, acum ne putem duce la triunghiul A, Q, M, M, AQ, M, și P, M, B. Despre care știm că A, M este cât M, B. Și M, Q este cât M, P. E altă treabă. Și că unghiul dintre ele o pus la vârf și terminată treaba latură, unghi, latură. Deci vorbește Miruna. Deci fie triunghiurile. Fie triunghiurile A, Q, M. Da. Și triunghiul A, P, M, B. Fie triunghiurile A, Q, M și P, M, B. A, Q, M și P, M, B. P, M, B. Despre deci, care putem spune că? A, M congruent cu M, B. A, M congruent cu M, B.
AMP e congruent cu AMP congruent cu cum se rotează unghiul ăla, spune. Deci AM este cât M, AM este cât M. Da, și avem și AM de la ipoteză. Din ipoteză, corect. Și sunt opus unghiurile să nu vrea să meargă pe laturi, unghi laturi. Da. Și vine unghiul AM. Am în Q. Așa. A, M, Q. Congruent cu... P, M, B. P, M, B. Opus la V. Opuse la V. Și iată că mai avem... Și avem și M, P cu M, Q. M, P cu M, Q. M, P. Cu M, Q. Congruent cu M. Demonstrat. Din demonstrație. Și atunci rezultă. Și atunci în această situație rezultă că avem lat conform laturi unghi laturi. Dar nu zicem care unghiul. Dar nu, că nu avem triunghiul A, Q, M. Congruent cu triunghiul P, M, B. De unde rezultă și pe asta aflăm noi, A-Q. Adică AQ cu P, B, sunt congruente. AQ congruente cu P, B. Putem să mai spunem și că M, Q, A e ce avem de demonstrat, nu? Da. M, Q, A. M, Q, A. M, Q, A e congruent cu unghiul P, B, M, P. Nu, no, cu M, P, B. M, Q, A, cu... Q, A, cu... P, M, Q, B. M, P, B. Sigur că da. Și cu M, P, B. Da. Cu M, P, B. Și acum vă rog, atenție! Dacă unghiul ăsta de aici e cât ăsta de aici, cum apar acestea pentru dreptele A, Q și P, B? Ce apare? Alterne interne. Apare în calitate de alterne interne. Și atunci dreptele A, Q și P, B, A, Q și P, B sunt paralele. Iată încă ce v-am pus. Deci, pentru, din clipa în care avem acestea, două unghiuri, atunci repede spunem că pentru A, Q și P, B, pentru A, Q și P, B, cu secanta, cu secanta care secantă QP, QP, sau dreapta de aceea, ele apar alterne, apar unghiuri este ca alterne interne și le obligă pe dreptele respective, pe dreptele A, Q și P, B, nu numai că sunt congruente, dar sunt și paralele. Deci AQ, AQ paralel cu PB. Dragilor, am insistat mai mult în problema asta pentru a arăta mai multe lucruri decât ne-a cerut autorul. Iată paralelismul ăsta l-am dovedit, iată paralelismul ăsta l-am dovedit iarăși, dar era subînțeles dacă sunt perpendiculare pe aceeași dreapte, sunt și paralele. Vedeți? În orice problemă putem să desfacem și să analizăm mai multe aspecte ale ei. Așadar, ne oprim aici. Vă mulțumim că l-ați urmărit pe Prof. Online.